Rudele deținutului înjunghiat miercuri noaptea de colegul său de celulă spun că totul ar fi pornit la comanda unui tânăr cunoscut al lumii interlope din Târgu Jiu, aflat și el după gratii. Victima a ajuns în arest pentru furt și va trebui să stea în pușcărie până în 2016. Agresorului i se spune lacrimă și a fost încătușat după ce a incendiat mașina unui bărbat cunoscut ca făcând parte din clanurile interlope de la nivelul municipiului. Ruia, interlop și cu Păunescu. Ăștia sunt care sunt pe, pentru ce nu știu, că nu pot să știu nimic. N-a avut mică copilul dână. Și acum vă susei, nu ar fi o dar deteriorează și familia. Nu știu din ce cauză, că nu spune, că doar îl întrebai și astăzi. N-am avut tati nimic. Bunicul deținutului internat la secția ORL din cadrul spitalului Tudor Vladimirescu susține că angajații penitenciarului Târgu Jiu ar fi trebuit să intervină de urgență în acest caz. Nu sunt organizați. Deci ca polițar, ca ofițer ce a fost, nu a fost capabil de serviciul ăsta, că ai spus eu niște treburi. Păi tu stai, patrulezi pe aici, pe margine și ăștia se omoară? Atunci ce polițar ești? Bătrânul mai spune că doi bărbați din Obreja au mers la el acasă și i-au amenințat întreaga familie cu moartea pentru ca nepotul său să nu facă plângere împotriva celui care l-a înjunghiat, dar și împotriva celui care l-ar fi pus să comită această faptă. Să fie ăsta scos din secție și ăștia trimis la Craiova. Ăsta să fie ca șef de secție, să fie schimbat de acolo. Asta solicit. Că eu mă duc chiar la director. Eu zic, domnule director, ajung chiar la dumneavoastră. Eu nu sunt omul că să las, să tacă, cum a spus, că dacă continuăm, ne termină toată familia. Reprezentanții penitenciarului Târgu Jiu au o altă variantă. Aceștia susțin că, după ce a fost înțepat cu unealta folosită de cizmari, a primit îngrijiri medicale și nu a fost nevoie de internare. Însă, a doua zi, același agresor i-a aplicat și o lovitură în figură. Cum puteți să spuneți că nu a fost nevoie de internare atâta timp cât deținutul se află în spital? Dacă mă lăsați să termin, o să vă lămuresc imediat care este situația. În ziua următoare, cele două persoane private de libertate, fiind cazate separat pe, în camere de deținere separate, s-au întâlnit în interiorul penitenciarului fiind scoase la două activități diferite. Ocazie cu care una dintre persoane a aplicat celelalte o lovitură la nivelul seței, în ciuda intervenției personalului care se află în apropiere. Tânărul internat la secția ORL este însoțit în permanență de un angajat al penitenciarului, fiind nevoie de o intervenție chirurgicală în cazul său, întrucât ar fi suferit fractură de mandibulă. Cazul a ajuns acum și pe masa procurorilor gorjeni, fiind vorba de o infracțiune. Cercetările se fac și la nivelul unității. Cert este că unealta era folosită de deținuți la confecționarea pantofilor.